În cadrul aceleiași conferințe, reporterul nostru l-a întrebat pe Emil Dumitru, președintele ProAgro, dacă cei 3.000 de euro ajutor pentru minimis pentru tomate vor fi suficienți pentru a nu mai face din România o țară importatoare de roșii. Avem un program care pare interesant din punct de vedere al Ministerului Agriculturii. Cât de interesant este însă și pentru fermier, acei 3.000 de euro ca sprijin? Dacă vorbim de ajutorul de minimis pe care Ministerul l-a promovat deja prin act normativ, prin hotărâre de guvern, eu am și pro și contra programului, apropo de asta. În primul rând, sigur că este normal ca unde avem produse deficitare să le încurajăm, dar modul în care le încurajăm depinde de politica statului membru, în speță de România. Și eu cred că singura greșeală, dacă o putem numi așa, este că n-am încercat să acordăm acest sprijin doar pe niște criterii de asociere și pe niște criterii de fiscalitate. Eu cred că acest program trebuie extins pe întreaga filieră de produs, lanțul. Pe tot lanțul de produs, dacă vrem cu adevărat să obținem niște produse care să fie competitive și să ni le ceară și retailerul. Pentru că altfel o să vindem în continuare la marginea drumului, facem niște roșii bune, taraba de pe marginea drumului va rămâne în continuare elementul definitoriu al sectorului legumicol.